Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu cum ne-a scăpat până acum cea mai importantă știre a acestui deceniu. Practic, asta ne schimbă viața. Destul de târziu pentru unii, destul de târziu pentru unii dintre noi, au fost create bomboanele care repară smalsul dinților. De obicei îl repară de tot. Exact asta, deci pe dos decât de obicei. De asta zic, să ne bucurăm că acum putem să mâncăm astfel de bomboane. Oamenii de știință de la Universitatea din Washington se pregătesc să lanseze studii clinice prin care să testeze aceste bomboane experimentale deocamdată, care au un înveliș cu o proteină modificată genetic ce ar putea să adauge un strat nou de smalț peste dinți. Deci era și cazul, frate. Pe Marte n-am ajuns, mașini zburătoare n-avem, măcar bomboane care nu dau carii să se inventeze, ba din potrivă. Ce, Luca? Da, e mai mult decât aia. Practic e un smalț sub formă de bomboană. Practic. Știi? Da. Că da. Tu-ți formezi un strat nou de smalț. Păi și dacă să fie, deci nu se poate. Adică nu, e prea frumos ca să fie adevărat. Sunt convins că o să ne dea bomboanele, care, adică bomboanele astea o să fie amare și nașpa. Avem noi noroc să ne dea darea de portocale sau smeură cu baneze. Și dacă mănânci prea multe, n-ai prea mult smalț după aia? Ba da, cred că da, cred că asta este riscul. Voi mâncați cu baneze da. Când erați mici? Ba da. Cubanezele, am mai discutat despre asta, cubanezele de portocale erau numărul 1. Da. De portocale numărul 1, indiscutabil, indiscutabil. După care alea de zmeură. Cele mai nașpa, alea de ananas. Și la cofetărie erau alea... De asta le-au pus în pizza după aia. La cofetărie se găseau numai cu cafea. Țin eu minte, dropsuri. Dropsuri, dar nu bomboanele cubaneze. Nu, bomboanele cubaneze erau numai pe sub da. Așa este. În fine, gata, iartă-mă. Gata e, gata, bun. Ok, deci asta e. Studiile de până acum au arătat că o bomboană pe zi ar fi suficientă pentru a menține sănătos smalțul dinților. Ia uzi, Luca, una pe zi, ție cred că o să-ți crească încă 2-3 danturi. Mai mult, echipa suspectează că o a doua bomboană pe zi ar putea reintroduce câțiva micrometri de smalț nou pe dinți. Mamă! Nu pot să vorbești! Da. Dacă faci exces de bomboane. Dacă ai mai multe proteze, poți să crești niște dinți. Da, păi asta zic. Mami, râd copiii de mine că am dinții mari. Nu, nu, e o răutate. Ai ridică puțin capul pe spate, așa că zgâri parchetul. Se fac studii clinice peste doar 3 luni. Vom ști dacă invenția funcționează, a anunțat Sami Dogan, care evident este un medic la Universitatea din Washington implicat în studiu. Sami Dogan se cercetează deci cu bomboanele astea. Eu zic că, prieteni, acum e momentul să băgăm forță cu dieta. Păi eu de asta că castraveți. Vin bomboanele de crescut dinții. Eu oricum și... sunt fascinat de ăștia cu universitățile astea occidentale. Da. Cum le vin ideile oare? Știi, stau ei așa și zic, bă, știi ce aș face? Aș face o bomboană. Practic, întărească smalțul. Asta este. Asta este. Deci ei, după ce toată copilăria lor... au făcut integrale. Fac matematică de-asta integrale, învață pe din afară lucruri, comentarii, tot învață nu știu ce, când în sfârșit scapă, au mintea atât de deschisă după școala prin care au trecut, încât acum ei fiind antrenați toată copilăria, știi, să fie creativ, să nu știu ce, acum le vin idei noi. Nu? Sau nu o fie așa? Cam așa. Adică... nu, au un alt sistem educativ și învață să fie creativ de mici, nu să învețe lucruri pe din afară, cu speranța că poate îi sună un radio odată și dau un răspuns ca să câștige 600 de euro. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.